Revelionul 2014-2015, organizat în aer liber la Suceava, se anunță a fi unul diferit de ceilalți ani, mai ales că mare parte dintre suceveni au ales fie să plece din localitate, fie să-l petreacă acasă, la căldură, alături de familie și prieteni. Ce planuri aveți pentru Revelion? Tihnite. Anul acesta va fi un Revelion altfel, adică tihnit, în liniște, în pace și cu bună speranță pentru 2015 și, de ce nu, facem lista de obiective. Care ar fi obiectivele pentru 2015? Păi, înainte de toate, sănătate, o formă fizică mai bună, prieteni adevărați pe lângă noi, poate reușim și ceva independență financiară și armonie în familie. Ajunge. N-am anul ăsta planuri de Revelion. Aștept musafiri. Rămân acasă. Care vin la masă. A, nu neapărat la masă. Vin cu uratul, vin cu... și rămânem peste seară, peste noapte. Anul ăsta facem împreună cu familia, cu copiii, nepoții și cred eu că să fie un Revelion frumos și datorită zăpezii care au venit așa pe neașteptate. Și atmosfera, zic eu, o să fie una de vis. Meteorologii au însă vești proaste și anunță temperaturi extreme pentru trecerea dintre ani. După aproximativ o lună în care iarna s-a lăsat așteptată, zăpada a venit acum la pachet cu gerul năprasnic. Meteorologii anunță pentru următoarele zile temperaturi până la minus 25 de grade Celsius, iar noaptea de Revelion nu va face excepție. Miercuri, în ultima zi a anului, vremea va fi geroasă dimineața și noaptea în toată țara, iar în municipiul Suceava gerul va persista chiar și pe parcursul zilei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între minus 12 și minus 8 grade, iar cele minime se vor încadra între minus 25 și minus 18 grade. Prognoza pentru Suceava anunță scăderea mercurului din termometre până la minus 22 de grade Celsius. Cât despre sucevenii racordați la sistemul centralizat de încălzire, producătorul de energie termică Bioenergy anunță că nu va închide robinetele la căldură în această perioadă critică. Vom asigura în perioada următoare, în care urmează un cer năprasnic, căldura necesară populației municipiului Suceava. În rest, în funcție din casă, vom asigura căldura. În această perioadă cu temperaturi extrem de scăzute, Ministerul Sănătății recomandă populației să asculte sfatul medicilor, să evite deplasările în spații deschise și expunerea la frig, să respecte regulile de igienă pentru evitarea îmbolnăvirilor și să consume alimente bogate în proteine, fructe și legume. Iar având în vedere că noaptea de Revelion va scoate cu siguranță o parte dintre suceveni din case, este recomandată folosirea mijloacelor de protecție adecvate, precum căciuli, mănuși și îmbrăcăminte în straturi. Trebuie evitată expunerea prelungită a mâinilor și picioarelor la temperaturi scăzute pentru a ne feri de degerături. Cu atât mai mult, protejați-vă părinții și bunicii de mirajul trecerii dintre ani în aer liber, deoarece medicii avertizează persoanele vârstnice, în special cele cu afecțiuni cardiace și respiratorii, să evite deplasările și frecventarea locurilor aglomerate. De asemenea, trebuie evitat consumul de băuturi alcoolice.